Tiță s-a remarcat în sportul profesionist fiind campion național la box de 7 ori consecutiv. A urmat apoi marele succes, medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Helsinki din 1952, fiind totodată și prima participare a României la Jocurile Olimpice după dezastrul Războiului Mondial. Ca să ajungă la Helsinki, Tiță a trecut de 6 sportivi în 6 zile la Moscova. Finala de la Helsinki a fost împotriva renumitului sportiv american Floyd Patterson. Tiță a fost printre cei mai mari sportivi români ai tuturor timpurilor. În Finlanda a câștigat argintul, duelându-se contra celui care avea să devină campion mondial la box, pugilistul de culoare Floyd Patterson, care a reușit să fie detronat doar de marele campion al ultimilor decenii ai secolului 20, Muhammad Ali. În memoria pugiliștilor români, Tiță va rămâne un mare campion. Tiță era supranumit Prințul din Obor și povestea că primea câte o ciocolată la fiecare titlu național câștigat. A suferit timp de mai bine de 10 ani de Alzheimer și până ieri a fost ultimul sportiv român în viață medaliat la Jocurile Olimpice de la Helsinki. Dar timpul s-a oprit pentru Vasile Tiță. Mulțumim că ai făcut mândră o țară întreagă!